Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Mă numesc Marina Fendușa Gabriela. Prietenii îmi spun Afi. Este un nume grecesc foarte vechi. Așa o chema pe mama nașului meu de botez. Pe mama lui o chema Afenduhea, dacă nu mă înșel, pentru că nu era aceeași pronunție ca și în română. Și a dorit foarte mult să mă boteze așa. Așa a și făcut, în momentul în care s-a ajuns la completarea certificatului de naștere, cum scrie Afenduhea. Și așa s-a ajuns la forma de Afendușa. Și din câte știu, e unicul nume Afendușa din România, cel puțin. E un nume readaptat, să zic așa. Am descoperit că Afenduhea înseamnă lider, patron. Eu m-am simțit lider în cea mai mare parte a vieții mele, în prisma jobului pe care l-am avut. La 22 de ani am devenit managerul unui restaurant. Restaurant în care conduceam o echipă de aproximativ 20 de persoane, majoritatea mai mari decât mine ca și vârstă. Dish-ul ăsta pe care îl prepar este semnătura unuia dintre restaurantele la care am lucrat ca manager de restaurant. Astăzi gătesc o lasagna cu legume, trufe și foie gras. Este semnătura restaurantului Sormani, un restaurant din Paris, foarte cunoscut. Iar eu am lucrat pentru Sormani în Doha, cât timp am stat în Qatar. Mi-am dorit foarte mult să ajung în Orientul Mijlociu. Și când am primit oferta asta din Qatar, care era o poziție de metru de hotel, e o poziție cumva mai jos decât assistant manager, am acceptat-o, toată lumea a zis că este nebună. Dar băi, tu ești manager, tu lucrezi în România, pe un salariu bun, de ce ai face asta? Și am zis, pentru că vreau să cresc. Am avut o viață normală în Qatar, cu ieșiri, cu viață de noapte, cu prieteni, cu petreceri. N-am regretat nicio secundă că am renunțat la studii. Nu, pentru că am avut o evoluție frumoasă. Am avut o evoluție atât de frumoasă încât, chiar dacă la început am luat alegerea asta, decizia asta, spre dezamăgirea tatălui, ulterior am putut să-l fac mândru de mine, pentru că ajunsese mare manager în Qatar. Deja aveam 7 restaurante pe mână. Mi-am făcut turban pentru că îmi plac turbanele foarte mult. Ăsta, de fapt, e un turban african, dar mie îmi plac turbanele, iar eu, din principiu, nu gătesc cu părul descoperit sau desfăcut. Și atunci am zis că pot să combin și să-mi fac și varza și capra. Legătura cu bucătăria o am încă de când eram copil. De pe la 12 ani, cred că am gătit și prima mâncare pe care am gătit-o a fost o ciorbă de fasole. Stăteam pe lângă mama prin bucătărie și mi-a plăcut foarte mult. Ulterior, când m-am angajat ca și ospătar, pe la 16 ani jumate, îmi băgam nasul în bucătărie. Tot timpul. Vai, deci eu nu cred că mi s-a rupt lasagna. Cred. Nu cred că fac treaba asta la televizor. Preferatul meu dintre toți cei trei șefi este șef Scărlătescu. Nu știu să vă spun de ce, toată lumea o să spună acum că vai, toate doamnele și domnișoarele care vin îl vor pe Scărlătescu. Nu îl vreau sub forma aia. Îmi place ca om, îmi transmite. M-au luat emoțiile acum cu lasagna asta, deci mi-a dat-o grav. Sunt luptătoare, pot să zic așa, și renunț foarte greu. Însă, în același timp, știu să-mi accept și înfrângerea și greșelile, să mi le recunosc, așa că sunt pregătită pentru orice. Cine e ultimul pe scaun primește amendă? Zic că e a doua amendă pe ziua de azi. La cui? Cuțit de aur. L-am pregătit. Cuțit de aur, nene. Pe golden. Fii atent. Pe bune. Bă, vedeți? Ia uite. Ia să vedem ce e aici, că e cu foie gras, cu trufe. Are foie gras, trufă și are un demiglas, are un jiu. Da, e ceva aici. Să nu-mi zici că e o omletă, că o iau răză. Băi, ce ai, mă? Nu e o omletă, mă. Am găsit zucchini. Nu chiar. Cu trufe, cu ficat de gâscă. Da, așa că iau tot, să dau afară încet aici tot. Ia, mă. Ce, Doamne, iartă, avem noi aici? Ia, mă, să vedem. Chiar sunt curios. Ce avem noi aici? E un caneloni. Știi, n-am înțeles? Faci caneloni, să zicem, le faci o umplutură, îi gratinezi, bă, super mișto, și epatezi cu ingrediente care nu și-au rost acolo. Ăsta e Ștefan Dumitrescu. Nu e Ștefan Dumitrescu, e fi surprins. Crede-mă. O să fii surprins. E o chestie aici, ceva. Păi ce, mă, ficat de gâscă pentru tine? Caneloni, pentru tine. Băi, ăsta este un caneloni franțuzit. Da, este, pentru că ai jiu ăla acolo. E francez, mă. O,
Doamne. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Nu sunt nici francez, nici franceză. Nu? Nu. Tu nu mă gurele? Nici măcar. București. Cum te cheamă? Marina Fendușa Gabriela mă numesc. Mi se spune Afi, e mai simplu. De acum 10 ani încoace, ce ai făcut? Multe am făcut de acum 10 ani încoace. Deși noi facem și asta de 10 ani împreună. Mai cu seama, acum 10 ani, chiar în 2012, plecam în Qatar. Pe un post de metru de hotel, într-un restaurant francezesc. Metru de hotel? Ia, pe atunci hai să mai mergem 10 ani în spate, să aflăm și noi mai multe. Cu 10 ani în spate lucram o spătăriță, spălam pahare și WC-uri. Unde? Era o terasă care se numea Strada de Vacanță. Între Gabroveni și nu mai știu cum se numea exact cealaltă stradă. Covaci, Gabroveni. Da, o știu. Aia lungă. O știu. Avea barul Paprika pe o pe parte, stânga, avea un pub. Și pe dreapta jos. Exact, așa? Jos. Prima oară am lucrat la pub. Și ulterior am început să lucrez la restaurant sus. Wow. Și mai era Amsterdam un pic mai sus. Era Amsterdamul și mai și era... Mit. Și eu eram la Mit, la Curtea Sticlarilor. Serios? Da. Foarte tare. Și ai lucrat acolo și de acolo ai ajuns metră în Qatar. E, am mai lucrat și prin alte părți, am trecut așa ușor, ușor prin funcția de ospătar, am fost și un pic de barman. Pentru mine Qatarul a fost cea mai frumoasă experiență de până acum. Am învățat foarte multe, m-am dezvoltat pe plan profesional și personal extrem de mult. Mi-am făcut foarte mulți prieteni. Lucrând în sistemul ăsta de hospitality, Horeca, cum îi spunem noi, am cunoscut foarte mulți oameni influenți din domeniu și aveam ușile deschise așa cam peste tot. În momentul în care am fost promovată ca și manager de zonă, să zic așa, mă ocupam cu tot ceea ce însemna evenimente, creieri de meniuri, recrutări, inclusiv francizări. Compania la care lucram era o companie foarte mare în Orientul Mijlociu. Aduceau diferite branduri, să zic, de afară și mă ocupam cu francizări, în mare parte. Inclusiv evenimente, evenimente foarte mari la care am participat pentru familii regale, familia regală a Qatarului, a Arabiei Saudite, dineuri private. Mi-am încheiat experiența cu Doha, Qatar. După 5 ani de zile, într-adevăr, am simțit nevoia de o pauză. Și ai plecat de acolo? Am plecat de acolo după 5 ani în ideea în care voiam să fac o mică pauză, pentru că munceam foarte mult. Am vorbit inclusiv cu GM-ul meu, care m-a sfătuit foarte frumos. Băi, dacă ai nevoie, ia-ți o pauză. Că sunt 6 luni, că e un an, oricând este loc pentru tine. Și așa am făcut, doar că între timp pauza asta s-a lungit, pentru că am rămas însărcinată și am o fetiță de 4 ani jumate acum. Doamne, să felicitească, bravo! Mulțumesc și dumneavoastră la fel. M-am trezit cu un copil în România la vârsta de 34 de ani, carieră zero, pentru că mă întorceam din Qatar, renunțasem la tot acolo. Și am făcut ce am știut mai bine, am luptat. M-am zbătut, am devenit propriul erou și... Tot timpul m-am descurcat să-i ofer ceea ce a trebuit copilului. La un moment dat am ajuns chiar să fac și crafturi din flori de săpun sau diverse. M-am implicat în anumite proiecte ale prietenilor, i-am ajutat, inclusiv pe partea de marketing. Adică, pe plan financiar m-am descurcat tot timpul. Mai aștept un pic să mai crească, să fim gata să urcăm în avion amândouă. Pentru că suntem doar noi două. Păi de ce? Așa a fost să fie. Adică, nu te-ai măritat? Nu. Mamă singură pentru că am cunoscut pe cineva. Era o relație care nu și-ar fi avut neapărat un viitor, să spun. Nu ne potriveam foarte bine. Am rămas însărcinată foarte repede, aveam 34 de ani și n-a existat niciun dubiu că nu-mi doresc copilul. Și atunci am ajuns la înțelegerea de comun acord că eu voi păstra copilul, mi-l voi crește singură și așa s-a și întâmplat. Tatăl fetiței există, există și în viața ei, nu totalmente. El are ușa deschisă oricând către noi. Și cam atât. Păi și acum ce faci? În prezent sunt pe altă arie, să zic așa. Sunt managerul unui magazin de haine de lux, undeva prin Dorobanți. Sunt haine de damă. A, pe de-aia nu știm noi. Da, de-aia, normal. Bă, deci nu-i faci cadoul nevastă ta nimic, mă. De la ea, de acolo n-am nu fost. Nu de la ea, în general, că altfel știu de magazin de haine de damă. Păi, Golane, băi. Măcar să-i faci tu cadoul lui Doina, că te cadouri am făcut eu nevastă. Gata? Mai aveți rochiță, ceva de discutat, chestii astea? Ce să mai avem, mă, vreo rochiță? Dumitrescule, când o să ajung și eu la palmaresul tău, tată, nevastă, doi copii, căși, alea, ia băncet. De ce ai venit la noi? Îmi place foarte mult emisiunea, vă admir mulțumim, pe toți. Dar... Nu există dar. Ah, ok, nu că așa ai început discuția și ai zis că e un dar aici. Chiar mi-am dorit să-mi demonstrez că pot, că încă mai sunt în stare să mă provoc singură pe mine. Și bucătăria și restaurantele, în general, au rămas pasiunea mea. Ce mi-a plăcut din această farfurie este sosul.
Sosul de la bază, ăla mi-a plăcut foarte mult, împreună cu tot ce e la interior. Mai mult de învățat, însă. Categoric, șef. Să faci mâncare. Ok, chestie franțuzească. Trufele nu aduc aproape niciun aport. Foie gras, vorba mea, este foie gras. Combinație cu dovlecii, praz și un beșamel care nu are gust. N-am înțeles. Asta este motivul pentru care eu nu ți-am dat. Mulțumesc, șef. Revenind la beșamelul de care vorbea Sorin mai devreme, e ca și cum ai rulat ceva să ascunzi. Noroc că l-ai gătit bine înainte, că dacă îl băgai un pic crud, nu se mai făcea niciodată. Sosulețul a făcut toți bani. Mulțumesc. Să ne ia ochii atât. Și foie gras să ne ia ochii atât. Am vrut să fie o lasagna care s-a transformat într-un caneloni, pentru că făcusem o greșeală deja în bucătărie. Foile de lasagna care s-au rupt. Da, dar într-un final a ieșit ceva bine. Mi-am demonstrat că pot fi spontană și pot rezolva pe moment problemele și am dat un rezultat bun. Felicitări! Mulțumesc! Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins!